De ce a acceptat Cătălin Moroșanu să participe la Survivor România All Stars? Vreau să repet transformarea mea. De ce a acceptat Cătălin Moroșanu să participe la Survivor România All Stars? Renumitul luptător în vârstă de 39 de ani vrea să repete transformarea pe care a suferit-o în perioada în care a făcut parte din echipa faimoșilor. Cătălin Moroșanu a dezvăluit care este motivul pentru care a ales să meargă la Survivor România All Stars. Ce a declarat sportivul după ce, în urmă cu puțină vreme, preciza că nu mai vrea să apară în astfel de emisiuni. Renumitul luptător își dorește să se bucure din plin de schimbările care se produc în organism și în sufletul său la asemenea show-uri de televiziune. Vedeta cunoaște deja formatul și se consideră foarte pregătit. Cred că, odată cu trecerea timpului, oamenii uită suferințele. Am realizat că Survivor mi-a schimbat viața într-un mod pozitiv și cred că faptul că voi reveni în acest concurs îmi va da un bus spre schimbare. Mi s-au întâmplat multe lucruri pozitive după show și vreau să repet transformarea mea, a dezvăluit Cătălin Moroșanu pentru revista Viva Pro. Luptătorul crede că cea mai mare provocare este locuitorul cu ceilalți colegi. Cătălin Moroșanu și-a și din mânecă la Survivor România All Stars. Cătălin Moroșanu s-a accidentat în anul 2021, însă acum și-a luat măsuri pentru a nu mai ajunge într-o situație similară. Vedeta a plecat în Republica Dominicană cu o genunchieră specială care să-i țină genunchiul cât se poate de bine. Cea mai mare emoție legată de emisiune este să nu se lovească atunci când intră pe trasee. Pe de altă parte, concurentul de la Proteve crede că traseul, frigul și foamea sunt probleme peste care va trece cu fruntea sus. În altă ordine de idei, sportivul susține că certurile din cadrul grupului sunt cele care sunt, de fapt, mai greu de suportat. Disputele aprinse îi consumă foarte mulți pe participanți, mai ales din punct de vedere psihic. De data aceasta nu voi uita cine sunt, nu o să mai răspund prin tăcere sau supărare. Atunci când eram supărat pe colegi, nu reacționam în niciun fel. A fost o greșeală, m-am lăsat afectat. Acum voi fi mai sigur pe mine, mai decis, mai agresiv în ceea ce îmi doresc să obțin. Deci s-a schimbat foaia, știu exact ce trebuie să fac, a mai spus Cătălin Moroșanu, mai arată sursa citată.